Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. După ceva timp, ne aflăm din nou la bucătărie, împreună cu maestru. Împreună cu maestru, care a avut ziua de naștere acum de curând. Se ziceți la mulți ani, pe 25 au avut ziua de naștere. Ia zile la oameni, câți ani ai împlinit? 47. Frumoasa vârstă de 47 de ani. Om mai tânăr ca el, nici așa de 20 nu-s. Așa. Na, ia să vă zicem ce facem noi astăzi. Ia zile la oameni, ce facem am noi băgat astăzi? Aici un kil 200 de brânză de vaci. Yeah. Și am băgat un kil 200 de lapte. Yeah. Și vreau să fac niște cașcaval. Să facem un sandwich bun. Cașcaval? Cașcaval, mă, tată. Ai de mine și de mine. Facem cașcaval, uite aici. Ia. Yeah. Am băgat brânza de... Am aprins focul ăsta, tu te pricepi mai bine la ăsta, mă? Yeah, dar zici ce să-i fac? Mediu, așa, nici maxim. Păi dai pe mijloc. Așa... Așa e un pic mai... E un pic mai mare de mediu. No, uite așa. Să așa, acum e la mijloc. Să se pară brânza frumos, știi? Yeah. Și rămâne ăsta, după aia scurăm și arătăm, după aia mai... Și arătăm la oameni ce și cum. Da. Deci acum putem zice că puteți... Așteptăm să încălzească, să fiarbă, să se poată separa, să rămâie zero. Cum ok, așa va. Atunci punem pe pauză. Da. Bun, oameni buni, ia să vă arătăm. Vedeți, el deja face galben aici la zero. E zero. Lăsați acum un pic să la noi e numai chiar călduț. Aproape trebuie să ajungă... La 60-70 de grade și separat tot, vedeți? Mm-hmm. Uitați cum s-a adunat aici. Și vă arătăm mai încolo, să nu lungim nici globul. Când e gata, descurăm, da, știi? Da. No, na bun. Na, uitați-vă, vedeți, e tot mai limpede. Asta e zărul, s-a început să se îngălbenească. Asta e brânza din care o să vie cașcaval. Ne iasă vreo 800 de grame, cred că, de cașcaval. Zile la oameni, și ce cantitate ai băgat aici? Aici e un kil 200 de brânză de vaci. Yeah. Și un kil 200 de asta, cum îi spune, de lapte. De lapte. De lapte. 200. Exact. Uite ce fain să se pară, vedeți? Eu mai las acum un pic și îl scurt. S-a mai și îngroșat încă. Bine, asta se adună, el e zărul. Grăsimea rămâne aici fain. Toată. Uite numai acolo cât de fain se vede, uite. Vezi? Că se vede că e sus așa zăr. Da, e zărul. S-a făcut extraordinar. Pentru cei care n-au timp să, uite, ca să mânci ceva, să pui un sandwich bun la școală sau să mânci ziua un sandwich bun, nu durează mult. Mamele aici în Germania numai timp de lucru și de bani au. De făcut brânză la copii n-au timp. Asta e. Pentru asta și fac. Toate femeile, toate mamele să se apuce să facă mâncare la copii de calitate. Eu vă arăt ce cașcaval o să mâncăm, sabi, și copilul ăsta mai mare la școală. Aia la altă mare la școală. Vine și Ana cu Dragoș. Vine Ana cu Dragoș pe aici să le dau câte un sandwich. Și acum mă văd. Și chem aici la mâncare, Manuel. Darius. Oana, să faci și tu. Ia. Uite acolo cât de... Păi, dar mai galben e acum. Da, pe până se limpezește. Fai așa pe scurăm, știi? Da, da, da. Înțelegi? Băi, că a început să se simte și la mână căldură. E numai călduț. Mă duc la foc mic, nu cu grabă. Las că mai filmăm iară când e mai încolo. Da, da, da. Da, bun. Acum spurăm. Îi dăm drumul. Uite aici, eu am un... O strecurătoare, un... cum e cel ăsta? Găurar sau... Așa. Sită sau... nu, fiecare cum... Vedeți, el se întinde deja. Ui ce fain era, o să vezi. Și acum ce trebuie să-i faci? Păi să fii în România, să ai lapte de ghibulă să faci, să... știi? Lăsăm 10 minute la scurs. Deci acum trebuie să lăsăm așa să se scurgă. Da. Timp în care trebuie să-l pisăm, o nu, țură așa pisăm, sau o lăsăm... Nu, ce fain e compoziția asta, vezi? Ăsta e cașcavalul, vezi? Mhm. Dar sare, nu trebuia să bagi. Nu acum, când îl bag întâi la sare și bicarbonat de sodiu trebuie. Aha. Uite, vezi? Asta e. Tu filmezi bine aici ce da, fai? Da, eu acolo așa filmez pe tine. Vedeți cum arată? Deci, vă arăt și mai încolo ce fac.
Ok? Băiatule, hai că am pus pe pauză. Bun. Bun, dragi prieteni, trecem la următoarea... Acum, de aici, din... Strecurătoare. Așa, îl luăm și îi dăm drum aici. Deci înapoi în crătiți. Așa, și ăsta îl duc de aici, 0. Ia să le arăt eu la oameni, eu țără până atunci cum arată. Așa, ia uitați aici cum arată. Așa, uitați-vă aici. Deci, ăsta-i... Eu acum pun cam două linguri de sare. O lingură? Nu o lingură trebuie, numai la, dacă e mai mic. Ajunge, mă. Nu trebuie, las că e mai bun așa. Ce? A feminat-o și pe ea, mă? Păi n-are, ea nu vrea să facă brânză. Ea nu vrea să se vadă. Unde pe video. Unde bicarbonatul? Te așa să-l aduc. Bun. Acum băgăm bicarbonatul, da, nu? Am băgat două linguri de sare și un... Uite aici o jumătate de lingură, de lingură de bicarbonat de sodă. Da, și valorele acolo. Atât. Și acum ăsta îl mai astec bine aici. După care îl pui pe foc până se topește ca brânza topită. Aha. Voi uita, fii atent ce textură are. Da, aprinde becul să se vadă și bine aici. Stai numai așa, oțură. Că mergeți. Deci acum trebuie uns bolul acolo. Uite ăsta îl lungem ui așa. Pentru ce trebuie uns? Ăsta trebuie uns pentru ca să nu se lipească când îl scoatem afară. Aha. Înțelegi? Interesantă treabă. Puteți pune și ulei, că n-are nimic. Ba, noi punem unt. Exact. Avem unt din belșug. Uite așa. Deci lungeți bine castronul și când... Și acum mai avem Claudiule pe foc și mestecăm la foc mediu, așa, știi? Bun. Și... Da. Bun, așa, filmăm și dăm acum drumul. Deja uitați acolo, am dat drumul la foc. Da, se încălzește. Trebuie să luăm plasticul de aici, că ăsta nu deranjează. Și ia uitați acolo. Tot așa trebuie non-stop, fără pauză. Da. Să nu cumva să se prinde ceva pe fum sau să se ardă. Trebuie avut grijă și tot așa trebuie frământat acolo, trebuie tot întors. Ca să poată să ia și treaba cum trebuie. Ia da, tot acolo. Timp, uite așa. O să vedeți cât de curând că el, uite, vezi, deja se face brânză. Fă mai încet da. Iar o țără asta. Dă-l de acolo. Așa, pe jumate. Vedeți? Ia, uite acolo. Până se topește, de... Se lipește chiar de, poate de castron un pic, știi? Ia fii atent, bă, dar cum se vede? Da. Ia uitați acolo și tot așa trebuie să tot întorceți în el. Da. Dacă ai avea de asta, cum să zic eu, graz, mântână, cum e laptele să fi fost lapte de calitate mai bună pe ea, să și lucru mai, știi? Mai bună, da. Înțelegeți? Ia ui, acolo, deci bă, pentru da. Femeile care îți leneșe, uitați așa, să mai lucrați câte ceva pe acasă, să faceți la copii cașcaval, să le puneți în plasă, pachet. În plasă. Le puneți în plasă. Ghiozdan. În plasă, așa, ca la oi să le puneți. Na. Ui ce se întinde, ui. Da, chiar, eu numai pe el îl filmez să vadă oamenii cum se vede. Da. Dacă îl pui așa, îl lași până la maxim, iasă prea tare. Uh-huh. Am văzut mulți îl fac de se topește ca... Știi? Aha. Uh-huh. Dar iasă tare, strâns. Știi? Aha. Uh-huh. Și nu-i așa, no, fiecare face cum vrea el. Înțelegi? Știi ce spui? Mm-hmm. Eu nu las așa, eu nu las chiar până gata de tot ca o pastă, știi? Înțelegi? A, deci las așa, uite cam cum e acum. Mai trebuie un pic și după aia o scot. Înțelegi? Acum, uite, acum e ca un fel de aluat, așa de... Da, de și poate să vadă și iasă un pic cu găuri, știi, mai mole. Mm-hmm. Dar dacă îl lași ca o pastă, strânge. De când adia bași cuțitul în el și nu e așa gustos, nu e așa bun. Știi? Da. Interesantă treaba. Da.
Trebuie să ai putere aici să dai. Aveți să nu rămâi cu coada de lingură. Nu, asta e cea mai bună. Eu numai cu asta lucrui, cu lingura asta. Mă. De când o am... Adevărul e că e și una bună. Bă, tare. De nou am asta, cred că de 2 ani și eu nu rup. E tare, e tare. Și eu am folosit-o. Ia uite acolo. Bă, dar... Arată fain, așa e, Claudiuță, ui. Ia ridic-o sus odată. Ce? Ia ridic-o sus odată. Ia uitați acolo cum se vede. Deci prea mult nu mai las. Bă, dar cum s-a făcut de zici că chiar a luat de cozonacă. Nu-mi place să strângă, v-am zis. Deci că e lichiu. Și iasă mai pufos. Vedeți? Focul e încet. Deci nu se face la foc mare. Nu, prin nici laptele nu-i bine să-l dai la... Bă, dar cum sclipește, eu. Da. Și eu arăt la mame ce cașcaval trântez eu acum aici. Înțelegi? Băiatule. Nu. Nu, îl scoatem afară? Mai las, uite, acum de 2 ori. Asta e acum un pocănit. Asta înseamnă că e copt. Că e gata. Nu, oprim gazul. Și plecăm cu el de aici, nu? Da, stai așa și eu gazul. Am revenit de la bancul cu mâncare și acum să ia și să pune... Nu știu, Claudiule, cum stai, dă-te într-o stai parte. Stai așa, aici. Să mă dau în partea asta. Mamă, fii atent la el cum iasă, tată. Ai de zilele și de neamurile noastre. Dar nici... stai numai că mă doare mâna un pic. Te așa să mă duc în partea asta alaltă. Că vezi, el se strânge, știi? Că îl iei de la căldură și îl bagi la rece, știi? Aha. Și acum asta trebuie să-l lași așa, să stea aici până să întărească. Până să răcește un pic și îl pui după aia încă o oră bună la frigider, după ce se răcește un pic. O oră las de să strânge, știi? Aha. Înțelegi? Da. Deci oamenilor... Eu le arăt la oameni cum se mâncă cașcaval, dacă vreau să-și facă. Deci cât a durat cașcavalul ăsta? Cât a durat? Da, păi nu știu cât să fi durat. Nu durează un sfert de oră, 20 de minute. Nu durează jumătate de oră. Ia uite acolo cât de fain să e. Vedeți? Bă, dar chiar că zici că uite. Vedeți șoferii de cursă lungă ce știu să facă? Nu strântori. Ăștia ce stau acasă nu știu nimic să facă, nici mâncare, orice face. Uite. Șoferii de cursă lungă, domnule. Da. Uite. Deci dacă vreți să vă căsătoriți, să vă luați oameni care sunt șoferi. Da, uite aici, Claudiuța. Acum eu îl așez o țâră, uite, așa cât de cât. Știi? Aha. Păi eu îl întorc invers când e gata, știi? Ia, ca să arate fain. No, și acum las așa să se domolească și după aia îl arăt când... Când îl scoatem afară de la frigider. Când îl scoatem afară după o oră. Ia. Ok? Bun, așa facem. Bun, mă duc. Bun. Bun? Da, zile acum la urmă. Acum l-am scos de la rece, uitați-vă, sclipește de numai și îi dăm o izgheală așa de... S-o fris ca lui ea. Păi, nu-i mai... Păi, vezi că îl strângi, bagă cu puțin vârful. Nu, că nu se... Că... Normal, nu vine jos, nu vine. Uite că vine. Gata, e. Uite. Vă, băiatule. Uitați-vă ce rost am făcut. Bă, și fix așa cu găuri, e. Da. Ai de vine și de viețile noastre. Hai să vedem. Da, ia, taie. Ai de vine. Ia uitat-o aici. Ia uitat-o acolo. Gadu, mă. Uitați-vă, oameni buni. Ui ce mole. Ai de vine. Ia bagă în gură. Bagă în gură și ratele la oameni. Cum e? Ia cum să fii tu. Stai așa că nu poți să ții cu ăsta. Trebuie să ții cu două mâini. Și cu struguri, așa. Bagă. Nu ai cea cașcavală. Deci, asta e rețeta.
pentru femeile harnice de acasă, care toată ziua pe Facebook și merg și la lucru și lasă copiii singuri. Faceți-le la copii. Uitați-vă. No. Uite aici, dacă pui sandwich, eu mai tai o felie, să nu credeți că îți povești. Uite-te aici. Cu găuri, cum am zis eu. Direct ca la televizor, tată. Așa ceva, nu, asta chiar că o ieși ca lumea. Ia uite aici le cum arată. Deci ăsta da. Ăsta da. Deci o ieșit. Învățat de la mine. Deci, dragi prieteni, vă lăsăm, că acum e groasă treaba, trebuie să... Vedeți ce moale. Uite. Ia uitați acolo. Pe cât aveți așa? Ce gustul? Uite ce gust are. Ăsta sandwich, tată. Da. Lui salam și mânci un cașcaval de calitate. Pre bun, pre ca la țară. Slavă Domnului. Doamne. Vedeți? Fac cu nuci data ce vine cu stafide. Vă fac cașcaval. De tate. Deci să luați un șofer bun care sunteți nemăritat. Uitați-vă la mine. Numai șofer să vă luați. Uitați-vă la mine cum trebuie să fie un bărbat. Vine după tine acum. Cum trebuie să fie un bărbat. Și frumos, și harnic, și știe să facă de tot. Și cu burtă. Și cu burtă. Că are bani. Are bani. Bă, șofer fără burtă nu există, dar are de cursă lungă. Înțelegi? Da. Uite aici. Mâncare ca la țară, bun. Și uite ce fain a ieșit, dar nu că ne lăudăm. Dar și la gust e extraordinar. Pentru ăsta când pui salamul și pui un ardei sau pui o roșie și o mânci, apoi o mânci, tată. O mânci, numai... Uitați-vă. 13 euro. În Germania. În România o faci, cred că cu... Cât 5 euro. De lapte? Cred că cu 5 euro l-ai făcut. Eu am dat 8 euro pe brânză. Pe brânză și un kil 200 de lapte. Acolo a fost 1 euro și ceva. 9 euro și ceva m-a costat cașcavalul ăsta. 800 de grame, băiață. 900 de grame, să știți aici. Oricum e tare. Să nu credeți că e puțin. Se vede, poate, nu știu cum se vede acolo. Dar să știți că îi poate să mânce copiii, sandvișuri. Cât vor. Și frumos, și bun. Da. Nu se compară la din magazin. Tare ca o gumă. Așa pe când mânci, ori e amar un pic, ori are ceva. Uite, să vezi, eu nu pot să vă dau să gustați, să vedeți ce gustare. Așa că faceți, uite, acasă. Ce gustare cașcavalul ăsta. Da. Deci, prieteni dragi și buni, vedeți, ăsta au fost. Dacă, să nu lăsați așa mult până se topește, că nu vrează cu găură, vine tare. Vine tare și se strânge unul de altul. Și dacă e prea copt, cum se zic oamenii, sau îl mesece acolo până ca o brânză topită, nu-i mai așa bun la gust, vă spun eu. Pentru că focul îl prăjește, are gust, știi? Da. Îl prăjește, nu și prea... Da, și uite, acum ăsta merea să-i dă în șoță de fum, era... Dacă mai vrei să-i dai, dar dacă erați aici la mine, îi mâncați și urechile și coșul ăsta de struguri, îl gătați. Ia uitați aici. Vă aduceam și salam din frigider. Nu uitați-vă. Deci, prieteni... Eu fac și parizer, să știți. Dacă am făcut parizer pe internet. Pe internet? Am și parizer. Nu știu dacă e pe internet cu parizerul. Trebuie să fac parizer, să le fac la oameni de găină, de vită, de porc. De găină facem o sută de parizer. Da, dar nu știu de care am făcut atâta. Tot de găină ai făcut. Da. Nu știu că am un vlog pe aici. Nu știu dacă e pe YouTube, la habar n-am. Da. Eu ăsta l-am făcut pentru mamele leneșe, care dor mult și zic că sunt tot obosite și le dor capul. Și le dor capul să mai și facă mâncare și prăjitură la copii și alte lucruri. Da. Deci, prieteni, ăsta a fost pe curând. Ceea ce nouă ne-a ieșit. Pe curând. Vă dorim toate cele bune. Până pe data viitoare, vă țucăm dulce.